Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știrile Acces TV. Încadrarea juridică a bărbatului în vârstă de 63 de ani din comuna Negomir, care a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră, a fost schimbată în viol. Acesta a fost reintrodus în arest pentru 30 de zile, însă a contestat decizia parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. O minoră în vârstă de 13 ani a rămas însărcinată cu vecinul ei trecut de prima tinerețe. Inițial, bărbatul a fost acuzat de act sexual cu un minor și a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Încadrarea juridică a faptei a fost schimbată de procurorul de caz ulterior, bărbatul fiind acuzat de viol, după ce au fost întrunite condițiile infracțiunii. Instanța a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Talpă Bujor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 8 mai 2019 până la data de 6 iunie 2019 inclusiv, a fost decizia instanței. Bărbatul a atacat decizia instanței, contestația urmând să fie analizată de Tribunalul Gorj. Amintim că fapta a fost descoperită după ce bunica minorei a dus-o la un control în momentul în care a simțit că este ceva în neregulă. În urma consultației s-a dovedit că fata era însărcinată în 5 luni. Joi 9 mai a fost termenul în procesul în care Narcisa Cristeal a dat în judecată pe Marcel Romanescu după ce edilul i-a acordat calificativul nesatisfăcător. Magistrații Tribunalului Gorj i-au dat câștig de cauză directorul Direcției Economice a Primăriei Târgu Jiu și Ermina Pasăre a reușit suspendarea executării raportului de evaluare a performanțelor profesionale. Romanescu a fost învins de 2 ori într-o singură săptămână. Cererea de suspendare formulată de Narcisa Cristea a fost admisă de către Tribunalul Gorj până la soluționarea definitivă a cauzei. Conform soluției magistraților, Narcisa Cristea își poate relua activitatea în calitatea de director din cadrul Direcției Economice a Primăriei Târgu Jiu. Narcisa Cristea a contestat în urmă cu o lună calificativul acordat de edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, după care a intrat în concediu medical. Tot în decursul acestei săptămâni, șefa Serviciului Urbanism din Primăria Târgu Jiu, Ermina Pasăre, a câștigat o primă bătălie în instanță cu administrația publică locală. Aceasta, la rândul său, a contestat calificativul acordat de primar. Asemenea, Narcisei Cristea, șefa de la Urbanism, a intrat în concediu medical pentru a evita desfacerea contractului de muncă. Până la judecata de fond a fost suspendată atât executarea raportului de evaluare, cât și una dintre dispozițiile edilului Romanescu. La Agenția Națională a Funcționarilor Publici s-au înscris 3 persoane în vederea participării la concursul ocupării funcției de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Actualul director adjunct interimar s-a înscris și el la concurs. Gheorghe Lucian Zăloc, directorul adjunct interimar al DGASPC, a susținut la sediul ANFP din București proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de director general adjunct. Alături de el au participat la concurs Nicu Pantelimon Rotaru și Gheorghe Mariu Șerban. Candidații promovați la proba scrisă vor participa în continuare la proba interviului. Autovehiculul furat de un bărbat care nu avea permis și conducea beat a fost distrus de 3 tineri după ce hoțul a abandonat mașina pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. Geamurile și caroseria autoturismului au fost distruse. Un bărbat în vârstă de 32 de ani din comuna Lelești a furat un autoturism care aparținea unui prieten în vârstă de 33 de ani din comuna Runcu. Bărbatul a fost depistat de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu conducând, deși nu avea permis de conducere. Mai mult, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,83 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Hoțul teribilist a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Autoturismul bărbatului din Runcu a căzut pradă și altor tineri care cu ajutorul unui obiect dur au distrus caroseria și au spart geamurile. Alți 3 tineri de 16, 19, respectiv 20 de ani, toți din municipiul Târgu Jiu, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de distrugere, a transmis Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Cei 3 tineri au reușit și să fure navigația GPS aflată în autoturism, prejudiciul nu a fost stabilit încă, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Toți bărbații reținuți urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. O echipă de reprezentanți ai Federației Naționale de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal și din cadrul clubului FCSB s-a aflat astăzi la Târgu Jiu pentru o inspecție la stadionul municipal. Echipa de inspecție va stabili ce mai este de făcut, iar dacă vor exista probleme, acestea vor fi rezolvate până la vizita oficială când va fi întocmită documentația pentru omologarea propriu-zisă.
FRF și LPF au verificat astăzi dacă FCSB poate disputa meciurile din cupele europene pe arena din municipiu. Primarul Marcel Romanescu a anunțat că se dorește omologarea arenei sportive în luna iunie pentru competiții de cel mai înalt nivel. Până atunci însă la vizita de preomologare au participat și reprezentanții Sugorj, dar și ai jandarmeriei, poliției locale, ai clubului sportiv Pandurii Lignitul, respectiv ai AJF Gorj. Este nevoie de omologarea stadionului municipal astfel încât să nu fie probleme atunci când FCSB va disputa meciuri pe arena din Târgu Jiu. Așa cum am stabilit și ieri am luat legătura cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, Ligii Profesioniste și clubului Steaua București, vin la Târgu Jiu pentru a inspecta stadionul și a încerca să pregătim omologarea care se va face în perioada lunii iunie. Vizita aceasta este făcută pentru o preomologare. Avem reprezentanții ISU Gorj, jandarmeriei, poliției locale, clubului Pandurii Târgu Jiu, reprezentat de domnul Golea, AJF-ului reprezentat de domnul Mihai Prunariu, vor fi toți prezenți pentru că vrem să ne luăm din timp toate măsurile pentru omologarea pe care va trebui să o facem în luna iunie, indiferent de ce se va întâmpla, dar noi am vrea să facem o omologare pentru meciurile internaționale pe care FCSB-ul le va juca la Târgu Jiu. Echipa de inspecție prezentă astăzi la Târgu Jiu va stabili ce mai este de făcut, iar dacă vor exista probleme, acestea vor fi rezolvate până la vizita oficială, când va fi întocmită documentația pentru omologarea propriu-zisă. Sunt ceva emoții cu această omologare? Nu. De-am și făcut această preomologare pentru a nu avea emoții la omologare. Adică de data aceasta toți oamenii care vor participa la omologarea stadionului vin și spun punctul de vedere. Adică ce ar trebui să mai facem noi ca în momentul în care vor veni pentru omologare să nu avem probleme. Probleme apar permanent. Trebuie remediate anumite situații, dar eu sper ca de data aceasta să ne putem rezolva anumite lucruri care nu au fost rezolvate până acum. Stadionul municipal ar urma să fie gata în luna iunie, când va fi predat autorităților locale. Arena a costat peste 28 de milioane de euro și va avea peste 12.000 de locuri. Va putea găzdui inclusiv semifinale de Europa League. Stadionul dispune și de o parcare subterană, precum și de un hotel de 4 stele. Fermierii din Gorj mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a depune cererile unice de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În baza cererilor respective vor putea fi acordate subvențiile pentru terenuri și în zootehnie, fără penalități. Data limită pentru depunerea documentațiilor fără ca fermierii să fie penalizați este 15 mai. Constantin Negrea, directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj, a declarat că funcționarii instituției vor lucra inclusiv în weekend pentru a înregistra cererile fermierilor. Potrivit lui Constantin Negrea, până în momentul de față au fost depuse peste 16.000 de cereri din cei 18.200 de fermieri potențiali eligibili la plata subvențiilor. Mai sunt peste 2.000 de fermieri care trebuie să se prezinte la sediul APIA să depună cereri până la data de 15 mai. Cererile se pot depune la centrele locale și la centrul județean. Acestea se vor primi și după data de 15 mai, dar se vor calcula penalități de întârziere, după cum a precizat directorul executiv al APIA Gorj. La acest moment au fost depuse peste 16.000 de cereri din cei 18.204 fermieri pe care îi așteptăm. E adevărat că mai sunt mai bine de 2.000 de fermieri, destul de mult zicem noi, 11% din total pe care sigur, noi sperăm să-i primim în aceste zile. Așa cum spuneați, instituția, funcționarii ei, cei care gestionează cererea, au lucrat toată această perioadă, practic de mai bine de o lună și jumătate, lucrăm și peste programul de lucru și la sfârșit de program, în dorința de a primi cererile fermierilor. Recomandarea mea, sfatul nostru, este ca în aceste zile să adreseze centrelor locale, centrului județean pentru a-și depune cererile de plată. Este adevărat că mai putem primi cereri și după data de 15, dar cu penalități de întârziere. Aurel Popescu, viceprimarul din Târgu Jiu, consideră că strategia primarului Marcel Romanescu de a atrage turiști în municipiu prin organizarea de spectacole și concerte este interesantă, dar nu suficient de bine pusă la punct pentru a da și rezultate. Popescu îi reproșează din nou lui Marcel Romanescu faptul că nu se consultă și cu cei doi viceprimari atunci când ia decizii în ceea ce privește administrația publică locală.
Aurel Popescu afirmă că turiștii ar trebui atrași la Târgu Jiu prin altfel de abordări decât spectacole și concerte în aer liber, evenimente pe care oricum edilul intenționează să le organizeze în lunile de vară, atunci când se știe că sunt perioade moarte din an. E nevoie de turiști și iarna, nu doar vara, când oricum hotelurile sunt pline, afirmă viceprimarul Aurel Popescu. O decizie destul de interesantă. Suntem și noi ceilalți consilieri și noi cei doi viceprimari suntem interesați de a atrage cât mai mulți turiști în Târgu Jiu. Am ținut să aducem la cunoștință și domnului primar, și eu și domnul viceprimar Adrian Tudor câteva informații foarte importante vis-a-vis de acest lucru, și anume faptul că e nevoie într-adevăr de atragere de turiști, dar în mod special în alte perioade de timp decât vara. De ce spun acest lucru? Pentru că există niște statistici care spun foarte clar că vara, gradul de ocupare al locurilor, atât la hoteluri cât și la pensiuni, și în municipiul Târgu Jiu și în jurul municipiului Târgu Jiu, este unul foarte mare. Deci tot ce înseamnă unități de cazare au nevoie într-adevăr de sprijin, dar nu vara. Adică nu în lunile iunie, iulie, august, septembrie, nu, în celelalte luni ale anului. Aurel Popescu consideră totuși că dacă edilul ar accepta și alte variante, strategia ar da roade. Vicele din municipiu nu a ezitat să-i reamintească edilului că pe vremea în care administrația publică de la Târgu Jiu era condusă de PSD, erau aspru criticați chiar de către acesta consilier la vremea respectivă, care i-a acuzat pe cei de la putere că aruncă banii pe spectacole și distracție. Trebuie să facem ceva pentru a atrage turiști în Târgu Jiu, dar nu în acest fel. Se găsesc și alte soluții. Poate că dacă ne lua mai mult în seamă și dacă asculta și punctul nostru de vedere, ar fi abordat altfel acest subiect decât acesta. E adevărat, până în iulie 2017 am fost criticați noi, cei care am condus atunci destinele acestui municipiu, foarte serios, inclusiv de domnul primar Marcel Romanescu, cum că se cheltuie sume importante de bani pe niște concerte și pe niște spectacole în municipiul Târgu Jiu, bani care ar putea să meargă în cu totul alte direcții, să se refacă străzi, să se modernizeze parcuri, să se modernizeze spații verzi, să se dezvolte o anumită investiție în Târgu Jiu. Iată că a venit momentul ca domnul Marcel Romanescu să organizeze niște spectacole în perioade nepotrivite de timp și acum trebuie nu să criticăm, să îi demonstrăm încă o dată că dacă nu comunică și cu noi și dacă nu ia în calcul ce îi aducem la cunoștință, mai greșește și domnia sa. Marcel Romanescu a anunțat recent că municipalitatea va pune la bătaie peste 80.000 de euro pentru organizarea de spectacole în care vor concerta nume sonore ale muzicii românești. Primii dintre artiștii care vor ajunge la Târgu Jiu sunt trupa de Motans și Irina Rimes. Autoritățile locale continuă pregătirile pentru manifestările de duminică din Poiana Narciselor din localitatea componentă Preajba. Aici vor avea loc serbări câmpenești și manifestări sportive. Manifestarea are loc în rezervația naturală cunoscută ca Poiana cu Narcise de la Preajba, situată la câțiva kilometri de Târgu Jiu. De amenajarea zonei se ocupă edilitara public, după cum a precizat primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Agenți economici din județ și din țară au concesionat suprafețe de teren pentru a monta echipamente de agrement, precum și tarabe cu mici și bere. La Preajba vor sosi și comercianții de produse nealimentare. Ne-am pregătit în Poiana Narciselor. În fiecare dimineață, cel puțin în această săptămână, am văzut stadiul în care se desfășoară activitatea de la Poiana Narciselor. Ne bazăm în primul rând pe sprijinul societății edilitare cu care am lucrat, dar și pe serviciul de concesiuni, care a primit toate solicitările agenților economici din județul Gorj și nu numai. Așa cum am și spus în conferința de presă, avem și evenimente care se desfășoară acolo cu Școala Populară de Artă și cu Fanfara Armonia. Acum depinde de condițiile meteo. Noi sperăm că de data aceasta vrem să țină cu noi și cu noi și cu comercianții și cu cetățenii care vor veni, sper eu, un număr destul de mare. Am amenajat în mare parte suprafața în care se desfășoară acest festival.
și așteptăm să vină participanții. Mai avem și un concurs de buggy și de biciclete tot în zona respectivă, tot în preajba, la care cei interesați pot participa. Programul de manifestări va debuta la ora 9 și se va încheia la ora 23. Vor susține spectacole, interpreți din cadrul Școlii Populare de Artă și fanfara Armonia. De asemenea, SECE Transloc anunță călătorii că duminică, 12 mai, transportul în comun se va desfășura după un program special. Astfel, pe traseul 9 mai Drăgoieni-Preajba, transportul se va asigura între orele 10:30 și 21:30 la un interval de 20 de minute. Școala gimnazială Voievodii Tovoi din municipiul Târgu Jiu a găzduit faza locală a concursului de protecție civică cu Viața mea, apăr viața. La concurs au participat 9 echipe formate din copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Concursul desfășurat în școala gimnazială Voievod Litovoi a constat în parcurgerea unei probe teoretice și o probă practică în care s-au demonstrat cunoștințele în domeniul situațiilor de urgență și preocuparea lor pentru acest domeniu. Noi, ISU Gorj, ținem să le mulțumim copiilor pentru participare și cadrelor didactice pentru că îi direcționează pe copii către cunoașterea regulilor și măsurilor care trebuie adoptate în diferite situații de urgență, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Primăria municipiului Târgu Jiu s-a implicat financiar în organizarea concursului, oferind premii tuturor participanților. Doamnelor și domnilor, ați urmărit Obiectiv, cel mai important program informativ Acces TV. Sunt Manuela Negru Popescu, vă doresc toate cele bune!